Binecuvânt numele lui Dumnezeu în dimineața aceasta și mă bucur să fim la închinare împreună. Într-o vreme atât de încercată prin care trecem, avem harul să stăm adunați la oaltă și chiar dacă unii dintre dumneavoastră stați pe hol, există un singur lucru doveditor, dragostea care o aveți pentru Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Aduc salutul fraților, acolo unde am slujit de mai bine de 3 săptămâni în diferite biserici. Frați ca și dumneavoastră care în pandemie se apropie de Domnul și îl cheamă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Bucuria aceasta îmi este mărită și accentuată și prin următorul aspect, că astăzi în casa lui Dumnezeu, la binecuvântare din familia noastră lărgită, care nu este mică, a venit și a fost adus micuțul Matias. Dumnezeu să-l binecuvinteze. E nepot de verișoară primară și asta și m-am gândit, așa a raportat la verișorii primari pe care Dumnezeu ne-a dăruit din ambii părinți, cred că depășește 70. Mai bine de jumătate din ei sunt căsătoriți, încă 70 aproape. Și fiecare dintre noi deja avem câte 2-3 copii. Dumnezeu să binecuvinteze familia noastră. Și Dumnezeu să binecuvinteze familia dumneavoastră. Mă bucur că s-au alipit de familia Izvorul Vieții și mătușa mea, tușa Gabi, așa cum am știut-o de mic, o sfântă înaintea lui Dumnezeu, nu înceta să înalțe rugăciuni pentru ei și să-i vadă pe toți în biserică. Dragii mei, n-aș vrea ca să am un cuvânt lung înainte de această binecuvântare, aș vrea doar să punctez câteva gânduri despre o mamă plăcută lui Dumnezeu. Nu ne dorim nimic în lumea asta, dragii mei, ca și părinți, pentru copiii noștri, să fim altceva decât părinți plăcuți lui Dumnezeu. Și atunci când ai dorința asta în inimă, Dumnezeu din cer, Cel care se coboară și își face prezența în casa ta, glorie Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Ana, mama lui Samuel. O femeie care nu putea să aibă copii, dar o mamă plăcută înaintea lui Dumnezeu, în ciuda prin ceea ce ea trecea, manifesta dorința asta înaintea lui Dumnezeu. Și o mamă care e plăcută Domnului, o mamă care își dorește copii. Societatea în care noi trăim nu mai dorește lucrul ăsta, nu mai încearcă într-un fel să educe fetele din ziua aceasta, din contră, pentru că nu-și doresc copii și nu-și doresc viață pe pământ. Diavolul nu vrea viață, diavolul vrea moarte, diavolul vrea pruncucider, diavolul vrea avort. O mamă plăcută lui Dumnezeu își manifestă dorința de a avea copii. Glorie Domnului! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în poporul lui Dumnezeu încă vin copiii pe lume. Cunosc familii apropiate mie, apropiate sufletului meu, care au dorința asta de a duce pe lume un copil și nu pot. E grea durerea asta, m-a rugat de multe ori pentru ei și a zis, Doamne, mi-e greu să accept sau nu știu cum aș fi trăit eu în locul lor. Dar la fel de bine sunt astăzi familii care știu foarte bine ce să facă de a nu veni copiii pe lume. Foarte bine ce să facă. Ascultați-mă, vine blestemul lui Dumnezeu acolo unde se întâmplă astfel de lucruri. Pentru că o mamă să fie iubită de Dumnezeu, ea trebuie să aibă dorința. Și Ana ne spune Sfânta Scriptură că avea dorința asta, chiar dacă era înțepată de cea de lângă ea, chiar dacă era înțepată și neînțeleasă de cei de aproape de ea. Ea își manifesta dorința asta. Și dacă ai dorința asta, în viața lui Ana a apărut o altă dorință. Dorința de a învinge imposibilul. Imposibilul pentru Ana, știți ce însemna? Un pântec sterb. Un pântec care nu putea
să nască, să zămislească. Și Ana, plăcută înaintea lui Dumnezeu, știți ce face? Spune Sfânta Scriptură că se ducea la templu. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Probabil erau nenumărate serile, nenumărate zilele în care, după o viață plină de înțepături din stânga și din dreapta, stătea înaintea Domnului care e singurul, cel care poate să facă imposibilul posibil, și plângea și vărsa cu lacrimi rugăciunea ei. Și știa atât că pântecul ăla ei sterp într-o zi, la porunca lui Dumnezeu, va putea să zămislească. Și asta înseamnă o mamă plăcută lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Cum să vezi muntele în față, să nu vezi dincolo răsăritul, să nu vezi dincolo cerul senin, să plângi, să te căiești înaintea lui Dumnezeu, să ceri îndurare, în timp ce alții îți bumbețe în roată. Posibil, posibil, da, pentru că în spatele unei astfel de stări era o dorință arzătoare de a învinge imposibilul, dragii mei, dragi părinți. Ne stau în fața atâtea provocări pe care le întâmpinăm atât de des și parcă nu le mai facem față. Provocări care ne prezintă cel puțin imposibil, imposibil de a-ți educa copiii în casa lui Dumnezeu și cu învățătura biblică când ei merg la școală și se promovează alte învățături și alte valori. Haideți, dragii mei, ca și părinți, să strigăm către Dumnezeu cu sufletul amărât și, dacă e nevoie, să plângem. Că nu-i greșit să plângi, nu-i greșit să-ți verși o lacrimă, pentru că inima lui Dumnezeu se zguduie, glorie lui Dumnezeu. Ana, n-ai copii, n-am. Nu poți să faci copii, asta nu vreau să mă gândesc. De ce? Pentru că eu vin și strig înaintea celui ce poate. Eu nu pot, e adevărat, dar el poate. Ca și părinți, noi nu putem să-i ferim pe copiii noștri. Uitați, acum a început Filip să plece pe picioare de vreo 3 săptămâni. Dar să știți că de fiecare dată când se ridică și pleacă, ori Andreea, oricine e mai mare lângă el, suntem așa împrejurul lui. Dacă cumva pică și de masă, dacă cumva își dă de scaun de pat, dacă cumva, iubiții Domnului, aș vrea să știți, Dumnezeu din cer la fel face cu noi. Atunci când noi ne ridicăm și plecăm mereu în prejurul nostru, dacă vine un accident, dacă se duce în păcat, dacă se duce în ispită, că-i Tatăl nostru care ne iubește, glorificat să-i fie numele Lui. Și cel cu care putem în dimineața asta să învingem imposibilul. De ce? Ana a reușit să facă lucrul acesta. Și după aceste două dorințe ne spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că în inima ei a intervenit recunoștința. Dumnezeu, să știți că adună lacrimile, Dumnezeu le numără, Dumnezeu adună rugăciunile, Dumnezeu aduce răspuns. Și ascultați cum era rugăciunea Anei, partea a doua a versetului 11 al aceluiași capitol. Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, ascultați, dacă vei binevoi, nu sporuncesc, Doamne, am inima amărâtă, plâng înaintea Ta, dar înaintea Ta știu și vin cu această sintagmă, dacă, Doamne, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da roabei tale, dacă. Și știți ce a făcut Dumnezeu în momentul acela? Imposibilul l-a făcut posibil. Pentru că a privit la această mamă plăcută lui, în a cărei inimă, încet, încet se zămislea credința. Că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să fim caracterizați de credință și nu de sifon. Credință. O credință trăită și apoi vorbită. Suntem în pandemie, suntem cu moartea pe urmele noastre. Suntem cu virusul care ne pândește și nu știi pe care la un moment dat o să-l atace. Copiii lui Dumnezeu, știți ce fac? Cu sufletul amărât și cu lacrimi se uită înaintea lui Dumnezeu și strigă: Doamne, dacă Tu ne vei păzi, dacă Tu te vei îndura de noi,
Noi vom face o juruință, noi ne vom exprima toată recunoștința înaintea Ta, că Tu ești Dumnezeu, Tu poți să ne ferești și Tu poți să îngădui să trecem pe acolo. E mâna Ta și glorificat să fii Tu pentru toate. Și Ana a primit. Și recunoștința ei de mamă, binecuvântat a fost, de a-L închina pe Samuel, lui Dumnezeu. De a-I pune numele Samuel, care știți ce înseamnă? Dumnezeu a ascultat, binecuvântat să fie Domnul, că ascultă Dumnezeu. Și Dumnezeu face minuni și astăzi. Și închei, dragii mei, acest gând scurt în dimineața aceasta, după aceste două dorințe, după recunoștința ei și promisiunea dusă la îndeplinire, să știți că Dumnezeu aduce încununarea pe care și-o dorește fiecare părinte. Am circulat și alerg mii de kilometri în toată țara la zeci de servicii de evangelizare. Și de fiecare dată mă bucur când văd că Dumnezeu, prin puterea cuvântului Lui, scoate oameni din întuneric la lumină. Și oamenii intră în apa botezului, așa cum s-a întâmplat și vineri, glorie Lui Dumnezeu. Dar știți care e cea mai mare dorință mea ca și tată? Că într-o zi să vină Matei și cu Filip și cu copiii care Dumnezeu ni va mai da și să spun așa, nouă ni s-a descoperit Dumnezeu. Nouă ne-a vorbit Dumnezeu pe nume și vrem, așa cum i-ai botezat pe alții, să ne botezi și pe noi și să-L chem legământ cu El, glorie Domnului. Știți care a fost încununarea Anei ca și mamă? Că Dumnezeu într-o zi în templu, din vârstă fragedă, îl chema pe Samuel pe nume. Și Samuel nu mai era un copil, Samuel deja devenea un slujitor al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, un proroc pentru poporul Israel și un om de referință pentru noi astăzi. Glorie Lui! De ce? Că Dumnezeu ascultă și azi. Iubiți părinți, ca să primiți această încununare, probabil că mai e nevoie de rugăciune. Ca să așteptați telefonul ăla să sune din partea copiilor și să spună m-am întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu mi s-a descoperit și mie și vorbește mamă și tată cu frații de la biserică că vreau să închei legământ. S-ar prea putea și poate mai e nevoie de rugăciune. Nu renunțați! Ana a avut sufletul amărât și plângea. Părinți, poate aveți sufletul amărât și plângeți. Aduce Dumnezeu izbăvirea. Aduce Dumnezeu răspuns. Și pentru lucrul acesta vreau să ne rugăm în dimineața asta. Vă invit să vă ridicați pe picioare. Înainte de a oficia binecuvântarea micuțului Matias, aș vrea să stăm sinceri înaintea celui care vede și înaintea celui care ne ascultă și înaintea celui care poate să ia atitudine în dreptul nostru. Și să spunem așa, Doamne, suntem părinți, suntem bunici, ajută-ne Tu să fim așa cum vrei Tu. Ajută-ne să fim plăcuți Ție și dorințele noastre să ne împingă spre ceea ce Ție îți place. Nu să ne depărteze așteptând după aia de la copiii noștri sau de la nepoții noștri ce n-am fost și nu n-am putut noi să ne apropiem de Tine. Dorința noastră să fie dorința Ta, închinarea noastră să fie plăcută înaintea Ta. Pentru că, dragii mei, avem nevoie mai mult ca și oricând, ca și părinți, de putere. Și Dumnezeu să ne dea, ne rugăm.